Avem așa, din 2021, 2022, 2023 și 2024, avem prinse următoarele străzi. Alea Smurdan, Grigore Antipa. În 2022 și 2023-2024 avem strada Peco, Crizantemelor din Tulbureni. Și anul trecut și anul ăsta avem Alunii și Hatman Arbore, iar lista poate continua. La fel, parcarea de pe Mihail Cogălnicianu este trecută în buget începând cu anul 2021. Suntem în anul 2024 și tot trecem curajoși documentația tehnică în buget pentru că nu suntem în stare să o facem. Continuăm. Când vine vorba de monumentul țăranilor, ridicat țăranilor, și acesta a fost prins în fiecare an în buget. Recent, domnul primar a ieșit cu o declarație publică, pe care cu siguranță colegii de la presă o cunosc, în care explica că nu a putut reabilita monumentul din cauza consilierilor din opoziție, care nu au fost de acord cu suma. Dacă anul trecut au fost prinși 500.000 de lei, da, pentru acest monument, anul ăsta pierdem doar 25.000, prinde doar 25.000 de lei pentru acest monument. Repet, timp de 3 ani de zile l-am prins în buget și arată în ultimul har. Acum prindem cea mai mică sumă, în condițiile în care domnul primar a spus că consilierii opoziției sunt răspunzători pentru nereabilitarea acestuia. Mergem cu partea de educație, unde mi-am permis să analizez împreună cu colegii mei bugetele din 2021, 2022, 2023, plus propunerile pe 2024. Și avem așa. Observăm că reabilitarea și modernizarea grădiniței 22 este prinsă în buget în toți cei 4 ani. În același timp, în acest moment, copiii sunt înghesuiți și nu pot folosi grădinița 22. Și reabilitarea și modernizarea grădiniței Șotron a fost prinsă în buget în 2021, 2022, 2023, 2024, fără niciun rezultat. Continuăm. Tot în cei 3 ani de mandat a domnului Cosmin Andrei am avut prins execuție utilități pentru sala de atletism a liceului cu program sportiv 2021, 2022, 2023 și anul acesta la fel. Continuăm cu lucrările de modernizare pentru autorizare la incendiu pentru liceele Dimitrie Negreanu, Liceul Tehnologic Petru Rareș și Liceul Tehnologic din Ierapu. Și aceste trei licee au fost prinse toți cei 3 ani de mandat în buget și nu s-a întâmplat nimic. L-am prins și anul acesta. Ne întoarcem la grădinițe și vorbim de realocarea grădiniței 24, Voinicel. Pentru această acțiune au fost prinși bani în buget în toți cei 3 ani de mandat care au trecut de când sunt eu în acest Consiliu Local. Din nou, avem suma prinsă și în 2024, fără niciun rezultat. Avansăm un pic și mergem la reabilitarea șarpatei de la grădinița 6, sumă al prinsă în buget în 2022, în 2023 și anul acesta în 2024. Și pot continua cu sistemul de supraveghere antiefracție de la grădinița 23. Deși vorbim de o sumă infimă, undeva de 20.000 de lei, nu am fost în stare să facem acest lucru în 2023, deși banii au fost prinși în buget. Aș putea continua și cu tot ce înseamnă partea de construire sale de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Bucheal și la Școala Gimnazială Sfânta Maria. Acestea au fost prinse în buget în 2022 și 2023. La Școala Gimnazială Sfânta Maria doar în 2023. Bun. Mai departe, tot ce înseamnă documentație tehnică pentru creșele mici și medii care au fost prinse, au fost prinse și anul trecut și ne întoarcem la documentația tehnică pe care se pare că în 12 luni nu am fost în stare să o facem. Tot aceeași situație este și în aceeași situație este și documentația tehnică pentru execuție utilități de la proiect construire sale de educație fizică școlară la liceu. Sunt la fel și pentru utilități, documentația tehnică prinsă în buget 2023 și nu s-a făcut nimic, o punem și anul acesta. Încă o chestiune care mi-a sărit un ochi, inclusiv așa, în 2021. Mai respirați, e ok, respirați. Domnul Rogojinski, vă mulțumesc. Concret, să nu se încordeze vena. E ok, domnul Rogojinski. Sunt la presiune mică. Eseul e foarte frumos. Durează mult? Mai aveți? Mulțumesc. Dar să știu cine vi l-a scris. După cum vedeți, eu n-am nevoie de faie și dumneavoastră citiți. Mai departe, avem întocmirea podului pentru centru vechi ca să facem orașul stațiune turistică. La fel, mi-aduc aminte că eram la Casa Sindicatelor în 2021 când am dezbătut prima oară acest subiect. Ce a fost prins în 2021, 2022, 2023 și anul acesta? Am și eu nevoie, aș vrut de la domnul primar, înainte să pot vota acest buget, explicații pentru fiecare dintre punctele pe care le-am ridicat. Puncte de investiție și de interes pentru botoșeneni, prinse în buget, timp de 3 ani de zile, acesta fiind al 4-lea, ca să înțeleg și eu de ce votăm acest buget, în condițiile în care una votăm și nimic nu facem. Vă mulțumesc frumos!